Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și ca de fiecare dată împreună cu profesorul Cean Cristescu suntem alături de dumneavoastră timp de o oră pentru a vorbi din Sfânta Evanghelie. În emisiunea de săptămâna trecută am vorbit despre botezul Mântuitorului și rămăsese un subiect de discutat din versetul 34 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, dar aș dori să citesc tot pasajul acesta referitor la pogorârea Duhului Sfânt. Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut. Aceasta și a mărturisit că el este fiul lui Dumnezeu. Domnule profesor, aș vrea să discutăm puțin despre mărturisirea aceasta a lui Ioan Botezătorul, pentru că despre el este vorba, cel care a fost ales de Dumnezeu să fie premergătorul mântuitorului nostru și cel care a pregătit poporul pentru misiunea lui Iisus Hristos. În versetul acesta ni se spune că Ioan Botezătorul a văzut Duhul Sfânt pogorându-se și deci este un martor ocular al faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vreau să discutăm puțin în această oră despre Uh, această caracteristică a lui Isus Hristos care este foarte dezbătută în lumea religioasă, există unele religii care neagă total. Uh, faptul că Isus Hristos ar fi Fiul lui Dumnezeu, putem uh, vorbi despre mozaism, putem vorbi despre Islam, însă chiar și în creștinism există anumite probleme atunci când apare această sintagmă Fiul lui Dumnezeu. Vă rog frumos să ne spuneți ce înseamnă Fiul lui Dumnezeu și ce ar trebui să înțelegem noi. Recent am întâlnit o serie întreagă de publicații semnate nu de oricine, de oricare om, ci de o somitate în materie de critica textuală a Bibliei. Este un teolog vestit, se cheamă Bart Ehrman, e american, dacă nu mă șel metodist, care s-a distins ca unul din cei mai abili, cei mai dotați și cei mai experimentați cunoscători ai limbii grecești. Limbi, limba greacă a Bibliei, care diferă de limba greacă modernă. Spunea cineva că Vorbeam cu un grec. Pentru noi, greacă Vechiului testament este o altă limbă. Mie nu-mi vine să cred, dar uite că așa e. Adică la uh, aparență uh, ar fi cum ar fi limba română străveche uh, cu limba română actuală, deși diferențele sunt mult mai mari. Uh, limba ebraică modernă a fost recreată de uh, un uh, expert în prin 1910, atunci când s-a început colonizarea unor localități, unor chibuțuri din Palestina. A fost o mișcare în care probabil foarte mulți din europeni, din polonești, din ruși și din alte țări au venit ca să se întoarcă în patria lor. Și aceasta după un mare scandal, după o mare mișcare de regăsirea identității naționale și a teritoriului național. La un moment dat evrei nu știau un control să apuce să-și creeze un stat în America Latină sau pe teritoriul străbun. Și în cele din urmă au ales să vină aici. Și unul dintre ei, un lingvist, a recompus, regândit ebraica, care cu siguranță că nu mai sună, pentru că la un moment dat ebraica a dispărut. A dispărut. Fiecare vorbea limba cutării sau cutării popor, iar cei care vorbeau. Și având ebraica... doar consoanele, este greu de imaginat cam ce vocale au avut. Da. Iar cei care mai știau care erau doar rabinii și și rabinii, cum se întâmplă cu limba asta, care este un organism, care. se dezvoltă, care nu este fix, e ceva viu. Dinamic. Dinamic. În funcție de locul unde s-au au, -au așezat în Spania, în uh, Rusia, în, mă rog, în diferite zonele, sau în Africa de Nord, în Asia, peste tot. Ebraica a căpătat tot nuanțe diferite. Încât, plus neologismele care au intrat. Dar bineînțeles. În, în, în uh, Europa se vorbea Idiș, da. care nu este o ebraică, nu are nimic cu ebraica, ci este o yidish, o limbă germană stălcită, cum e în English, cum vorbesc engleza băștinașii. Că abia că nu înțelegi, dar ei vorbesc o engleză adaptată limbilor. Deci, idish este germana stălcită, idish, iudiș. Iudiș, adică evreiește, iudeiul. Și limba modernă este altceva, ziceam, limba greacă modernă față de limba greacă a Bibliei. Ori acest. Eu am vorbit acum de ebraică. Ați luat Însă ca un e, exemplu. E doar, da, o analogie, e doar o analogie. Mm -hmm. La fel și greaca modernă este Clar. foarte diferită de greaca veche. E, și spuneam de Bart Ehrman, care ajunsese o somitate în materie de, de cunoașterea limbii grecești a Noului Testament, a Evangheliilor în, în mod special. Mai ales că greaca din uh, Noul Testament nu este aceeași cu greaca clasică. Si, fiind o greacă tot iudaizată cumva. Da, da. Bun. Și atunci acest om ajunge ateu, agnostic la început, adică nu mai e sigur de Dumnezeu, nu mai e sigur de revelație și la ora actuală se declară ateu. Dar este în același timp un mare savant în greaca vecul, noului testament. E ceva o contradicție cum ar veni eu sunt expert, da, nu, parabola sau asemenea nu e bună, expert în hitlerism, să, să zicem că am trăit în, vreme, în vremea lui Hitler și sunt anti, adică ceva care nu coexistă. Ei bine, omul acesta, în vremea studenției, sub influențele liberale, probabil fiind mânat de o dorință de a se afirma, de a-și găsi o identitate, a lunecat încet, încet spre liberalism, până când ajuns să spună Fiul lui Dumnezeu, și acum ajung la teza lui, nu, Isus n-a fost Fiul lui Dumnezeu. Isus a fost făcut la nu știu cât timp, cum se fac miturile, legendele, a fost făcut, inventat Fiul lui Dumnezeu și scrie cărți. Iar cei care nu știu cine este Erman și cei care citesc cărțile lui, Ajung zăpăciți și ajung să spună: Este o carte de. nu. No, Folclor. Și acum, această negare a calității divine a lui Isus Hristos nu e nouă. Nu s-a născut cu parte, Este veche. Este din secolul 2, 1, 2, 3. Și au fost multe dezbateri, multe frământări. Interesant e Într -o că. Într-o emisiune chiar n-ați vorbit despre principalele erezii cu privire da. la Divinitatea lui Isus Hristos, și acolo se regăseau și ideile acestea? Ei bine, am întâlnit în contactele mele de, de bine cu oamenii, persoane care nu-și pot explica Fiul lui Dumnezeu. Păi însemnează că dacă e fiul, nu poate fi un cu tatăl, și doi, dacă e fiu, nu mai are calitățile dumnezeirii ale tatălui. Cel deci puțin veșnicia nu mai are pentru că s-a născut cândva. Cândva. Dacă e primul născut, nu? S-a născut. Apoi, este o ierarhie. Hai să spunem că el este un dumnezeiaș. Nu e de plin. Deși este o aberație că Dumnezeu presupune, după lumina Bibliei, după inspirație, toate atributele absolute sau infinite. Ori dacă el n-a existat decât de la un moment dat, el nu mai e Dumnezeu. Cum ai spus, sau este Dumnezeu și însmează absolut în toate, sau nu e. Nu există la mijloc ceva un non datur. Și se întreabă oamenii, dar nu scrie că e fiu? Scrie că e fiu, nu este nu e Dumnezeu, e Fiul. Am parcurs scriptura, de fapt, Evanghelia după Ioan, și ne-am discutat la începutul, în prologul Evangheliei după Ioan, care a fost contextul în care Apostolul a scris acest mesaj, acest document. A fost tocmai confuzia generată de curentele gnostice. Iar când Ioan, care este Apostol, care este Martorul, este cel care îl însoțește de la început, înaintea strângerii celor 12 ucenici. Și foarte important ce spun, o să vedem noi că în pasajele chiar din capitolul 1, de mai jos, în pasajul următor, apare el, dar nu se numește. Pentru că el are totdeauna grijă să nu, să nu se înalte. Este o practică a autorilor biblici autorilor biblici, în mod special. Pentru că alții spun, eram și eu acolo și am văzut și chiar am ajutat la miracol, știi? Nu, este ideea de smerenie, eu nu exist, dacă sunt, sunt doar o unealtă a lui Hristos, dar n-am amprenta mea, n-am procentul meu de merit sau de, de coproducție cu Dumnezeu. Și Discutăm despre fiu. Cineva m-a întrebat: Cum e fiu? Dacă e fiu, nu mai e Dumnezeu. Și noi acum discutăm despre dacă e fiu, trebuie o mamă. Pentru că acesta e modelul pe care îl avem noi. Iar dacă, ave, dacă este o mamă, atunci cum mai e în cer? E tatăl? De mamă nu știm nimic. Și ne poticnim în slăbiciunea omului care nu poate să cunoască nimic mai mult decât sau din cadrul, decât în cadrul propriilor sale limite. Plus a revelației. A, acelea le cunoaștem prin credință. Dar când mă refer la epistemologia, la cunoașterea concretă, noi suntem foarte dependenți de propria noastră experiență. Noi simțim cu degetele, noi mirosim, vedem cu ochii, auzim. Noi suntem, mai întâi de toate, limitați senzorial. Analizatorii noștri, organele de percepție, ne vorbesc despre lume și noi cunoaștem lumea doar prin faptul că o vedem. Și într-un anumit spectru. Foarte important. Apropo, știi că sunt uh, multe animale, nu văd anumite culori. De exemplu, că câinele vede doar în albastru tot. Nu știu cum s-a putut ajunge la această concluzie, probabil că luând uh, ochiul câinelui și, mă rog, sau nervii, nu, nu cunosc. Sau alte animale văd numai în roșu, sau altele văd bicolor, sau noi avem șapte culori și înțelegem doar în cele șapte culori. Noi nu auzim sunete mai jos de 16 20 sau 16. De, da. uh, și până la 40. De mii de herți Deci, noi nu înțelegem mai mult, nu auzim cei peste sau de desup, infra, -sunete și ultrasunete. Ca și infra, roșu, roșu, și, roșu ultra și ultra, -violet. deci mai departe nu cunoaștem. Și ce nu cunoaștem, rejectăm. Noi acum cu aparatele, putem să auzim sunete mai jos sau să vedem culori, să zicem noi să le traducem prin frecvențe. Și asta datorită aparatelor care sunt și ele un mijloc de percepție. Dar dacă nu am mai, mai mijloace de percepție materiale, noi nu ne putem reprezenta nimic. Sigur, mintea omului poate să fie și creativă. Noi ne imaginăm găuri negre și aceasta este o, o traducere mentală a unor realități pe care în mod fizic le-am fi identificat. Cât de autentice sunt, noi nu știm. Cum era, cred că am vorbit despre modelul atomic al lui Bohr. În centru este proton și electronii pe orbitele lor, nu, noi n-am văzut cum e, noi nu știm cum e. Noi știm doar că am luat sistemul planetar cu soarele în mijloc și planetele fiecare având orbita sa și am transpus-o pe atom. În felul acesta gândim noi cu niveluri superioare de orbite și așa mai departe. Sunt un fel de a vorbi. Când ne referim la Scriptură și la Fiul Lui Dumnezeu, noi avem modelul Tatăl-Fiul, iar Fiul este din Mama și Tata. Și acum... Într-un fel de asta ne-a fost și dat în acești termeni, pentru că noi aveam niște uh, Aici am văzut să deci Nu putem să înțelegem nimic mai mult decât propria noastră experiență și, sigur, ceea ce putem construi pe baza ei, imaginația. Numai că noi nu putem concepe Trinitatea. Pentru noi, Trinitatea este un nonsens. Adică, uh, trei persoane care sunt una. Nu, nu știu. Cineva încerca să spună cele trei stări uh, de agregare a apei. Solid, lichid, gazos. Îmi pare rău, vorbim de aceeași apă în trei ipostaze și aceasta este o erezie, se cheamă monarhianismul. Da. Dar nu discutăm. Sau triunghiul, sunt trei laturi, dar un triunghi. Asta e pentru copii, dar este fals. Pentru că fiecare latură are identitatea, individualitatea sa, iar triunghiul este un produs al celor trei. Deci triunghiul nu e o entitate, ci laturile sunt. Nu, avem, nu putem concepe. Și pentru că omul dorește tare mult să definească el existența, să-i dea, e filozof, să hotărască ce e și ce nu e, omul se poticnește în această supra-realitate pe care noi nu putem cunoaște decât, cum ai spus tu, prin revelație. Iar dacă e prin revelație, eu cred. Ne-am discutat despre un moment. Despre trupul Domnului Hristos de după înviere. Cum a fost? Păi, a fost trup. L-a pipăit, i-a băgat degetele în coastă. Dar cum Am a trecut? Mâncat. Prin... Cum? A mâncat. mâncat. Dar cum a putut el trece prin pereți? Cum a dispărut la binecuvântarea uh, cinei din, din Maus? Maus și, pac, nu mai e. Dar cum a intrat că cei. 11 erau strânși în camera aceea unde au, au venit gâfâind uh, mm. cei doi, Luca și Cleopa, și au spus, ni s-a arătat Domnul, cum? Și Toma și... Oh, deodată Iisus e acolo. Nu înțelegem toată realitatea. Și dacă am fi conștienți, dacă am realiza că noi suntem un petic al cunoașterii și nici măcar a, al cunoașterii reale, Oare ești sigur că culoarea feței mele este roz-gălbuie? Așa o vedem noi. Câinele o vede altfel. Cine are dreptate? Noi sau câinele? Vezi? Noi am început, noi am compus. Încă un lucru. Tu știi că noi vedem totul cu susul în jos? Cu josul în sus? Deci da. optica noastră e întoarsă. Copilul mic, nou născutul, ne vede totdeauna cu picioarele în sus și cu capul în jos. Dar exercițiul vieții ne traduce în minte corect. Pentru că noi simțim că jos e solid și mintea a învățat să traducă, dar noi vedem de fapt invers. Deci sunt in ciudățenii. Deci ceea ce noi cunoaștem este determinat de experiența umană și ce depășește experiența umană nu putem cunoaște. Numai că raționalismul, rațiunea, spune nu, no, dacă zice fiu, e fiu, dacă ești că e născut, e născut. Am discutat noi despre monogenes, care nu-ți întâi născut și singur, unic de acest fel, de acest genes gen, gen, de acest gen. Da, din am un... vorbit de Colosen 1 cu 15. Da. Singurul e născut din Tatăl, mm -hmm. dar îl avem și în Ioan. În fine, ideea este că uh, ideea este că noi nu putem să rezolvăm în mintea noastră calitatea divino-umană a Fiului Lui Dumnezeu. Sunt două aspecte aici. Trinitatea, cum adică Fiul și Tatăl una și Duhul Sfânt una. E o chestiune care ne depășește. Noi știm că personalitatea, mai întâi de toate, are un trup. Deci nu, nu poate exista ceva, crezi în fantome, ci că nu. Deci sau în stafii. Nu. Sunt bazme. Credem în demoni. Adică credem, pentru că Scriptura ne descoperă, nu credem în ei ca în Dumnezeu, ci credem în existența, în existența lor. Pentru că Scriptura ne zice și experiența spiritistă, experiența uh, uh, religiilor animiste, în care toate și-au duhuri vudu. Acolo se manifestă entități invizibile, dar care fac lucruri teribile și în hinduism și în yoga. Deci, în mod cert, există ființe netrupești sau nemateriale cum noi suntem material și ei sunt material dar în alt spectru sau în alt, pe o altă frecvență pentru că au un început și un sfârșit se află aici sau acolo, nu sunt pretutindeni. material însemnează determinat în timp, și în spațiu. Și ei au fost creați și ei sunt determinați în spațiu, deci nu mai sunt în cer, ci sunt în zona Pământului, ca care sunt material, dar de o altă materialitate. Iarăși suntem limitați. Ei bine, mai tine este problema treimii și în al doilea rând este problema unirii omenescului cu Divinul în Domnul Isus Hristos. Și sunt probleme pe care mintea, dacă se apucă să le ronțăie, să le desfacă, să le analizeze, înseamnă a desface analiza. Nu? Deci, când începe să le analizeze, POC se lovește de incapacitatea noastră. Și atunci spunem, sau resping, că nu, nu intră în mintea mea, sau accept. Prin credință. Prin credință. Pentru că eu cred că Dumnezeu ne-a tradus realități inaccesibile nouă, ni le-a tradus în limbajul omenesc. Cred că am vorbit sau n-am vorbit de faptul că Biblia, așa cum o avem, și subiectul acesta este un subiect uh, dramatic pentru credincioși. Adică deschid un capitol care ar putea să, să rănească știu, stabilimentul sau modul în care oamenii înțeleg Scriptura. Eu o ridic ca să-i dau greutate și să spune cuvântul lui Dumnezeu este inspirație. Eu cred din toată inima că Biblia este inspirația lui Dumnezeu. O mențiune foarte utilă că această inspirație este tradusă în termenii omului, nu, nu în termenii cerești, și foarte amprenta fiecărui redactor care a tradus. Pentru că i s-a dat imaginea, ideea, iar el a pus în cuvintele lui. Iar Biblia nu reprezintă limbajul lui, limbajul lui Dumnezeu. Și în introducerea cărții Tragedia veacurilor, Spiritul Profetic sublinează foarte clar că Biblia nu reprezintă gândirea și limbajul lui Dumnezeu, că redactorii n-au fost pana lui Dumnezeu, ci mânuitorii penei lui Dumnezeu. Interesant. Adică ei au mânuit pana. Ei au dat amprenta specificul și sunt mai mulți autori sau redactori și fiecare are stilul lui. Compară stilul lui Petru cu al lui Pavel, deosebire fundamentală. Compară în, în Vechiul Testament lui, scrierile lui Isaia, de exemplu, care au o anumită ținută cu scrierile lui Amos, ciobanul, deși Amos e foarte poetic, e plin de metafore. În fine. Vorbeați despre o clătinare a stabilimentului, dar eu cred că este nevoie ca să știm aceste informații, să ne fie foarte clare, pentru că au fost făcute și greșeli în trecut atunci când s-a spus că Biblia este exact cuvântul lui Dumnezeu, că orice punct, orice virgulă vin de la Dumnezeu. Lucrul acesta a deschis ușa multor critici care pe bună dreptate au fost critici. Și erezii chiar. Am discutat cu un păstor, un om care împărțea cuvântul lui Dumnezeu la enoria și lui. Nu discut ce confesiune, nu are importanță. Și el spune, eu cred că Scriptura este literal cuvântul lui Dumnezeu. Punct și virgula. Această uh, poziție, această atitudine față de Biblie, s-a născut prin 1912-1913. Uh, a fost un răspuns al unei școli teologice față de derapajele liberale. Din păcate au fost derapaje semnificative. Uh, începând cu secolul 19, mai ales în Germania, școlele de la Tübingen, Heidelberg și altele au început școle teologice să se îndoiască de de valoarea inspirației, pentru că necrezând în supranatural, deci asta este efectul raționalismului, dacă filtrezi prin rațiune, minunea nu încape, trebuie să existe da. o cauză. Mm -hmm. Și atunci dăm la o parte. Ei, influențați de raționalism, școala germană-protestantă a început să spună, asta este adăugat, e scris de om. Și ca să tamponeze această tendință de îndoială asupra cuvântului, s-a născut șansul celălalt, și anume, e cuvânt cu cuvânt scris. Este teoria ineranței Bibliei. Și pot să spun că această teorie. Această poziție, poziționare față de scriptură, e vrednică de, de lăudat ca atitudine, dar e defectă. Ei susțin așa. Sigur, ce avem noi acum, nu sunt autografele, adică primele originale. Sunt doar copii, de aceea apar greșeli, dar ele nu sunt în autografe. De unde știi? Deci se pleacă pe o idee că autografele au fost inspirate cu, literal, cuvânt cu cuvânt, în timp ce copile au defecte. Totuși, nu se discută acum la nivelul unor mici nuanțe. Și vorbeam cu acest păstor, cu acest om de bine, care spune, eu cred ce scrie, dacă scrie că Dumnezeu urăște pe cel rău, Dumnezeu urăște pe cel rău. Și eu zic, unde e Evanghelia? Unde este atitudinea lui Hristos când e înconjurat de câini sălbatici, el e răstignit? Zice, Tată, iartă căci nu știu ce fac. Unde este atitudinea Mântuitorului față de aprodul care l-a lovit? Cum poate un Dumnezeu care este fericit, în 1 Timotei 6 cu 16 pe scrie, fericitul Dumnezeu? Cum poate un fericit să se mânie? Știi ce e mânia? este incapacitatea omului în fața unei situații care îl depășește. Dacă eu sunt puternic, nu mă Mâni Mânia, de exemplu, dacă pe mine mă deranjează ceva, sunt un general și un mitică, un recan, face o chestie. Păi eu nu mă mânii pe el, sergentul poate, că nu are toată puterea. Nu ia nu un coace mai. Hai, Nu, dacă sunt plenii potențial, dacă am pleni toată puterea, se mânie cel care e neputincios, care, ah, ce să facă, nu pot. Nu? Mânia este o degradare a calității, a caracterului. Corect? Corect. Și atunci, cum Dumnezeu se mânie? Păi dacă Dumnezeu se mânie pe cel rău, atunci nu mai este cel care iubește pe cel rău. Că toți suntem răi. Și a trebuit toți să fim sub mânia lui Dumnezeu. Și atunci, harul ce e? Nu este tocmai dragostea pentru ce e răi? pentru cei care nu merită. Să se întoarcă cel rău de pe calea lui. Să se lase om de gândul lui. Să ia 5, cu 7. Păi de cel rău e vorba. Dumnezeu iubește și cheamă Efraime. Cum să te dau? Nu, o să ia. Îl doare sufletul pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e dragoste. Păi copii, dacă fetița cea mică, care e mai năzdravană, să zicem, face o boacănă, te mâni și o sfâșii, cum adică, dar e fata mea. Pot să ai o atitudine, pot să discut, să o, mă rog, administrez o anumită corecție, nu palme, o corecție. Dumnezeu e dragoste și pentru că eu sunt născut rău, nu pot face decât rău, corect? Dacă eu sunt defect, e o mașină defect, produce doar rebuturi, nu produce uh, calibrajul corect, ci numai rebut. Și eu nu pot produce decât rebuturi, că m-am născut în păcat. Cum să mă urească Dumnezeu pe mine când El pe cei răi a venit să-i salveze? Pe cei care au nevoie de mântuitor, nu pe cei neprihăniți. Deci vreți să spuneți că acolo era de fapt limbajul omului care limbajul a scris care ce exprima? și care a înțeles durerea asta maximă a lui Dumnezeu față de neplăcerea rău. Neplăcerea și... față de rău. Și atunci omul zice Dumnezeu urăște. Și dacă citești psalmii, dacă citești probabil și în Vechi Testament apar multe asemenea Accente ale traducătorului. Mi-e greu să. Adevărul este că în timpul acela era și o altă mentalitate. Și o altă educație. Corect. Da. Mi-aduc aminte ce s-a întâmplat de curând cu o carte, poate știți și dumneavoastră de situația aceasta. Este o carte scrisă de o autoare adventistă din Statele Unite, Nancy Van Pelt, despre. Educarea copiilor și undeva într-un capitol se vorbește și despre pedeapsa corporală. Pentru momentul în care Dânsa a scris, era o revoluție ce scria, pentru că atunci copiii chiar au bătuți. Ori Dânsa vorbea despre o ameliorare, să nu lovești decât în zona fundulețului sau să nu faci rău. Deci asta vreau să spun, că pentru vremea respectivă era vanguardistă această poziție. Pentru vremea noastră? Dar pentru astăzi este chiar penibil ce a scris dânsa, dacă judecăm cu uh, termenii de acum și cu legea de acum. Și în mediul online a fost o discuție foarte mare pe tema acestei cărți. Editura Viață Sănătate chiar a retras-o din ce circulație. E, da. Ce Da. Ideea care Oamenii este? Oamenii neînțelegând, de fapt ce vorbeam noi acum, că în timpul acela era o altă educație, deci nu ar trebui să judecăm scritorii Bibliei de acum 3000 de ani cu legile noastre și cu conceptele noastre. Ei bine, dacă Scriptura este inspirația lui Dumnezeu... Și dacă e veșnică, nu? Da, în mesaj, în mesaj, atunci, omul care aude acest, această solie din partea unui conservator, pentru că eu sunt, mă mă identific cu atașamentul meu față de adevărul Scripturii date odată pentru totdeauna Sfinților. Atunci, mai pot crede în Biblie dacă nu e cuvântul lui Dumnezeu? Ba, e cuvântul lui Dumnezeu, dar tradus în limbaj și în termeni și în limitele experienței umane. Iar partea mea este să înțeleg Scriptura. Cineva mi-a dat o soluție foarte bună pe care o dau și eu mai departe. Este fundamental ca atunci când citim Vechiul Testament să filtrăm prin persoana Domnului Hristos. Da, Pentru frumos. că uh, în Cartea Calea către Hristos nu știu dacă am mai vorbit, poate am mai vorbit și poate mă repet, dar e util în momentul acesta să spun aceste lucruri. Uh, Spiritul profeției prin Ellen G. White vorbește despre cinci căi prin care omenirea ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Prima cale, natura. A doua, cele mai gingașe legături omenești, adică experiența emoțională, psihologică a omului, dragostea. A treia, providența. Acestea fiind revelația generală. General. Apoi, scriptura, care e revelația specială și ultima, Iisus Hristos. Și m-am întrebat, dar de ce face distinție între între Scriptură și Isus Hristos. Păi de ce? Pentru că Scriptura e tradusă de om, prin mintea omului, iar Isus este Revelația de plină. Și dacă eu am nevoie, dacă vreau să știu exact unde e Cuvântul omului și unde este Inspirația pură a lui Dumnezeu, totul strecor, totul filtrez prin Isus Hristos. Și în Mântuitorul nu văd nicio ură pentru cel rău. Nici o grabă de a se mânia, apropo, știi expresia ebraică, încet la mânie, cum e în original? Nu. No. În loc de încet la mânie, scrie nas lung. Pentru că nas lung, presume că atunci când omul se mânie, se roșește, dar fiind nasul lung, mm -hmm. ajunge roșața târziu la vârf. Deci e un mod mm. interesant de a de a prezenta pictografic, imaginistic mânia. Deci, chiar încet la mânie, iarăși este o traducere omenească. Și atunci cineva se poate potecni, că aici am ajuns. Păi, mai e cuvântul lui Dumnezeu? Este. Dar să nu uităm că este o traducere în, în noțiuni umane, este o traducere în limbajul și în simțămintele umane, că altfel nu l-am putea înțelege. Dacă ar fi să vorbești pe limba unui, unei balene, spunea un scritor, Filipian cei ce ai putea să vorbești balenei? Ești atât de limitat, dacă ai, ai, reușit să vorbești pe limba ei, ar trebui să vorbești despre pești, apă, despre rechini, despre lumea ei, și tradu, te rog, informația sau mesajul uman unei balene. Sigur că va fi ceva foarte diferit de ceea ce e în realitate, dar balena, prin unitățile ei de gândire, prin experiența ei, va putea să înțeleagă tradus ceea ce este în realitate. Dumnezeu n-a putut vorbi în limba lui, că noi nu o înțelegem. N-a putut vorbi despre lucruri cerești, Că nu, nu sunt în tante noastră. De aceea mântuitorul a dat parabole, pilde, semănătorul, pescarul, negustorul. Deci, tot timpul ca să înțelegem în termenii noștri. Iar acest lucru este valabil întotdeauna. Și acum mă întorc la cele două mari dileme vis-a-vis -vis de Fiul lui Dumnezeu. Trinitatea și natura dublă. Exact. Uh, cum adică trăime? Nu știu. Mă depășește. Și ca să te liniștesc, te întreb. Explicăm infinitul. <laughs> și omul pe infinit. Și știi cum gândește omul la infinit? Dincolo, 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 dincolo. Stai puțin. Tu doar înșiri finituri. Tu doar adaugi finit după finit, dar asta nu e infinit. În cartea Pansei, cu lui Blaise Pascal, Blaise Pascal spune noi operăm cu infinitul din infinitul în numere. Spunem 1, 2, 3, infinit. Plus infinit, minus infinit. Operăm cu el. Infinitul este un număr și omul care nu știe exact ce zice? Ce? Da, e număr. Și atunci Pascal întreabă, dacă e număr, e par sau e impar? Că numele mm. nu sunt decât pare sau impare. Păi infinit minus infinit, minus enorm e tot infinit. Infinit plus enorm sau mulțit sau las Puterea enormă e tot infinit. Și îți dai seama că infinitul nu e număr. Deși noi operăm cu infinitul în numere, infinitul nu e număr. E, nu e diferență de cantitate dincolo, dincolo, ca să e cantitate. Ci este o altă calitate. Și când discutăm de calitate, noi nu știm. Noi nu mai putem. Deși noi zicem infinit și în funcție de noi zicem... Uh, Înapoi și înainte. Dar în funcție de noi. Că nu există minus și plus. Există doar un singur infinit. Dar noi ne-am pus în centru, zicem în funcție de mine. A ce a fost și ce va fi. Greșit. Deci dacă noi nu putem înțelege infinitul și doar ne dăm seama că rămânem muți în fața acestei, acestui concept. Cu toate că în uh, Scriptură, în Eclesiastul, se vorbește că Dumnezeu a pus în noi gândul acesta al infinitului. A pus ca o așteptare, ca o... Ca, Și dar ca nu, o capacitate, uh, poate, a omului față de animale. Bine. Capacitate, fără ca să fie înțeleasă. Uh, este doar un... Un flash. Exact, un hint, zice în engleză, adică o... Nici măcar o idee... Aluzie. O, asta căutam, o aluzie. Deci avem o aluzie vis-a-vis -vis de infinit. Și atunci când vorbim despre trăime, despre trinitate, noi nu știm. Dar cert este că revelația este atât de clară, nu mintea mea. Mintea mea poate să bip, bip, adică nu mai funcționează rațiunea. Mintea ta, da, rațiunea nu mai, nu mai înțelege. Primesc prin revelație că tatăl e o persoană, uite-te la botez, am vorbit, Fiul este o persoană că vorbește cu tatăl. Îți mulțumesc, tată, că m-ai ascultat. Știam că mă asculți. Știi, tată prosăvește pe fiul tău. Vorbește. Tatăl zice, l-am prosăvit și îl voi mai prosăvi. Deci sunt două persoane, nu vorbea unul cu el. Și este Duhul Sfânt care îndeamnă, care vorbește, care luminează, care dă îndemnuri și are trăsături de personalitate. Și dacă Scriptura demonstrează atât de clar Tărsături personale la fiecare din aceste entități, care totuși sunt una. Eu și cu soția mea sunt una, dar nu suntem una. Oricât de ne, mult ne iubim și ne iubim, mulțumesc lui Dumnezeu, avem și opinii diferite și poate ideile permit o dezbatere, nu ceartă, o dezbatere de idei. Cearta este atitudinea emoțională. Nu, nu emoțional, doar discutăm. Putem. Nu suntem una. Eu sunt aici, e acolo. Nu? Nu, nu suntem una. Ei, eu accept dincolo de rațiune, nu este irațional, ci e meta-rațional, e dincolo de rațiune. Cum spuneam, sunt multe lucruri infinitul pe care nu îl putem înțelege. Și accept prin credință că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deși sunt trei persoane, sunt totuși o unime, una. Nu doar în gând, ci una în acțiune. Păi soldații în asalt să cucerească o redută sunt una. Pardon, e un fel de a zice. Ei păi nu sunt una. Sunt una doar în intenția de a ocupa reduta sau cota respectivă, dar nu sunt una ca, ca ființe. Accept trinitatea și atunci când spune eu și tatăl una suntem în Ioan 10 cu 30 35, 35. 10 cu 30, eu și tatăl luna suntem, atunci cred că este așa. În legătură cu unirea divinului și a umanului. O, câte dezbateri, câte certuri, câte anatemizări și afurisenii mm -hmm. și concilii n-au fost. Ar trebui iarăși să intru în erezile cristologice, dar nu intrăm, pentru că nu asta e scopul întâlnirii, ci doar să înțelegem ceva, cum s-a unit divinul cu umanul. Cum se poate uni nu uleiul cu apa, că dacă freci iute iute cu un mixer, până la urmă se creează un lichid molecular de suspensie, știi? Dar cum se poate uni finitul cu infinitul? Este, sunt calități deosebite, nu cantități. Nu știu. Exista Rământarea. În uh, secolele, începând din secolul 3, 4, 5, uh, se discuta despre monofizitism, că erau două persoane uh, uh, într-un singur trup sau erau două persoane, uh, s-au unit cele două, omul Isus cu Hristos. Nu ființa din Maria cu ființa din Duhul Sfânt. Au fost una sau două? Sau au fost două, dar în ce măsură s-a unit voința? E monoteletism. Tele... E voință. Telema. E voință în greacă. Deci în ce măsură s-au unit și voințele lor? Sau nu s-au unit? Au fost tot timpul doi în unu Sau au fost unul în totul? Și au fost certuri, excluderi ucideri, sânge a curs, dacă este după Nestorie sau nu după Nestorie, crezul cal calcedonean. Tot felul de frământări, dar nu știu dacă asta e treaba noastră. Cu ce mă ajută pe mine să afirm sau să blestem pe altul că au fost sau nu voințele? Știi care este convingerea mea? Nu știu dacă am mai spus-o. Într-o misiune, dar o spun acum. Mântuitorul ne-a dat nou un mandat. Evanghelia. Diavolul ne-a dat și nou un mandat. Teologia. Teologia. Să începem să scormonim cu mintea noastră limitată lucruri care s-au tradus într-o măsură limitată, noi nu știm. Cert este că Fiul lui Dumnezeu a fost și Fiul Omului de plin. Și a fost o unitate desăvârșită. Și n-au fost doi într-unul, ci a fost unul. Eu, când Mântuitorul a murit, întrebarea, ce-a murit din el? Dumnezeu nu poate muri. Omul a murit și a rămas Dumnezeu unde era. Întrebări nebune. Dacă noi nu cunoaștem cum s-a realizat, că nu putem pătrunde, este și Dincolo de rațiune, cum se unește infinitul cu finitul, atunci ne oprim, spunem stop. Rațiunea de acum ne face contraservicii. Apropo, spunea un uh, cunoscător de oameni că ori de câte ori încep să analizez dragostea, dragostea dispare. Ori de câte ori încep să analizez credința, credința, pf, te duce în rugăciune și încep să zic să simți. Odată ce încep să analizezi simțămintele tale, credința, relația nu se mai produce. Nu este partea noastră să explicăm, ci să le acceptăm așa cum sunt, cum le-a acceptat Maria. Facă mi se după cuvântul. Nu mergem spre un misticism? Unde ar fi linia ce de mijloc? Ce înseamnă misticism? Să definim, mulțumesc, ce înseamnă misticism? Mysterion. misticos, E ascuns. Eu cred că sunt lucruri ascunse. Și eu cred că aceste lucruri sunt descoperite nouă. Misticismul operează cu lucruri ascunse care nu sunt descoperite nouă. Superstițiile. De exemplu, fac parte din misticism. Cum îți explici că dacă vezi o pisică neagră, n-are cauzalitate? Taina, misticul, Misterion, taina. Taina e mister. Nu? În greacă e Misterion. Taina, ascunsă din viacuri, dar descoperită nouă acum, zice Pavel în Colosen 1, 26-27, e descoperită, chiar dacă noi nu pătrundem cu mintea noastră deslușirea acestei De Detaliile. De aceea rămâne o taină a Evlaviei, spune, cum e și taina fără de legi. Sunt două taine. Singurele taine care rămân inabordabile de noi, pentru că nu avem instrumentarul, nu avem mijlocul, echipamentul ca să putem să-l înțelegem. Cum anume Dumnezeu infinit din veșnicie devine om? Nu înțeleg. Și sunt atâtea întrebări care frizează incapacitatea mea, absurdul. După ce Mântuitorul a coborât în. Dumnezeu s-a întrupat în, în fiul din Betleem, fiul Mariei. Unde a fost Dumnezeu? A știut el când era copil? Vezi, întrebări nebune. Pentru că mintea mea nu înțelege cum s-a produs această unitate. Și nu-i treaba mea. Treaba mea este doar să înțeleg că aici, bip, 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 aici mintea mea nu mai poate digera nu mai are capacitatea să digere. Iar la cruce, când a murit, noi nu avem capacitatea să înțelegem ce te că Iisus Hristos a murit și Dumnezeu era în Fiul împăcând lumea cu sine. Spune 2 Corinteni, capitolul 5, 23, cred. 19, trebuie să, să spun exact. Deci, trebuie să facem distinție între ce e descoperit și cât e descoperit, 5 cu 19. Adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci când Mântuitorul a murit, Dumnezeu a trăit în felul necunoscut mie drama morții. Nu știu cum. Și gândește-te că noi suntem niște fire de praf. Pascal spunea, trestie gânditoare. Rozou pansant. Deci suntem trestii gânditoare care cunoaștem atât de puțin și în mare ca Bart Ehrman. Cum îți permiți? Iar faptul că El se numește și Scriptura l -l numește Fiul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, când mă întorc la Bart Ehrman, la erezia lui, aceasta îmi spune foarte clar că în secolul întâi, la sfârșitul secolului când a scris Evanghelia, n-a fost inventat Hristos. Nici Pavel nu l-a inventat ca fiind Fiul lui Dumnezeu. El era afirmat ca tare și învierea lui a fost zdrobitoare, care a schimbat un întreg sistem cultural, social, filozofic și mai târziu și politic. A fost de un impact atât de mare încât se impune Mântuitorul ca nu doar om, ca Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Până la urmă și Vechiul Testament l-a afirmat ca fiu. În atâtea locuri un copil vi s-a născut, da. sau astăzi te-am născut, tu ești fiul meu. Și acum poate aș mai spune un lucru care cred că l-am mai spus odată. De când e fiul Isus? După variantă, după versiune logică, este de când a devenit al doilea Adam. Pentru că Adam e numit în Luca 3, 38, e numit fiul lui Dumnezeu. Adam, fiul lui Dumnezeu. Iar când Mântuitorul a venit în postura celui de al doilea Adam, el a fost numit fiul lui Dumnezeu în această virtute. Dar eu cred că fiul lui Dumnezeu n-a fost în rolul de fiu. Și foarte bine să mulțumesc Domnului că mi-a amintit să discutăm despre Dumnezeirea treimi, trinității în rolurile specifice. Tatăl e creatorul planului de mântuire, fiul este împlinitorul, ca fond al harului, și Duhul Sfânt este individualizarea acestui mare plan. Sunt roluri. Iar fiul și-a luat acest rol, spunea un teolog, nu doar de când s-a născut pe pământ, ci de când a fost făcut planul. Și chiar înainte de a fi făcut planul, pentru ca să demonstreze să, dea, să ofere lumii un model. Că dacă fiul care egal cu tatăl se supune, este acest principiu model imitație. Noi nu învățăm nimic decât prin imitare. Și dacă fiul care este Dumnezeu se supune și ascultă cum eu înger sau cum eu om să l ascult E foarte frumoasă această idee. O rolul de fiu s-ar putea să fie rolul, nu, nu natura și calitatea, mm -hmm. limitarea rolul de fiu să fie existat din totdeauna. Iar el aici a căpătat această dimensiune, aceasta îi o nouă dimensiune pentru noi în planul de mântuire. Eu sunt recunoscător că avem revelația apropo, de unde știi că fiul lui Dumnezeu e fiu? Răspunde un apologet, zice de unde știe copilul din clasa întâi că a scara aceea de zugrav, e A. El prin credință acceptă, dar când aplică alimenta, merge, e A. Adică atunci când aplici ceea ce accepți prin credință, lucrurile merg. Și aceasta este vestea cea mai bună, că aplicat se dovedește că este adevărat. Mulțumim frumos, domnule profesor! Iată că s-a încheiat ora noastră, poate prea repede pentru această discuție care ar merita să o uh, avem până la final, însă eu cred că aceste discuții totuși vor fi lăsate și pentru veșnicie, pentru că lucrurile sunt atât de interesante și de misterioase, cum am mai spus. Uh, cert este că. Atunci când Dumnezeu ne-a dat revelația, se așteaptă ca noi să credem pe cuvânt ceea ce ne-a spus. Asta vă invit și pe dumneavoastră să faceți. A fost împreună cu noi profesorul Cean Cristescu din studioul Vocea Speranței. Vă spunem la revedere!